Bun găsit, dragilor! În legătură cu Denisa și Dani, am aceeași părere despre ei, exact ca și despre Cătălina și Vlad, în sensul că și cei doi s-au distrat foarte mult timp împreună, au dansat aproape toată noaptea. Văd un mare interes din partea lui Dani pentru Denisa. De altfel, Dani și Vlad, din ce am înțeles, sunt singurii băieți care nu au consumat alcool toată noaptea și s-au focusat mai mult și au focusat atenția înspre Cătălina și respectiv Denisa. Însă, în ceea ce o privește pe Denisa, nu o văd atât de interesată de Dani precum este el. De altfel, știți că ea i-a plăcut de la început pe Dima și mai apoi pe Mihai și probabil că încă spera să mai aibă vreo șansă la ei. Ea are și un caracter așa mai rece, mai distant, mi se pare că vorbește un pic așa cu aroganță față de toată lumea. Probabil e o părere subiectivă, dar eu vă spun sincer că mi-am făcut o părere despre ea încă din sezonul al doilea, când a fost concurentă și am cam rămas cu aceeași părere. Degeaba a reușit ea să dea câteva kilograme jos, caracterul și atitudinea ei sunt aceleași și mie nu prea îmi place de ea. Se bucură totuși că are atenția cuiva din casă și că nu este acolo în emisiune degeaba, însă chiar și la finalul petrecerii, când se afla în bucătărie cu Hatice, discutau tot despre Mihai și părea așa destul de interesată în discuție, așa că eu nu o văd prea interesată de Dani, din păcate, dar vom vedea pe parcurs dacă am sau nu dreptate.